să ne unim cu îngerii care au cântat altă dată și noi cei din Mansue, în seara aceasta, să lăudăm pe Domnul, să ne deschidem inimile noastre, vocile noastre și să ne închinăm în seara asta. Vestea bună din cer îngerii ne-au adus, s-a născut al lumii Salvator. Jos la oameni din nou, Dumnezeu a coborât, să mântuiască tot ce pierdut. Jos la oameni din nou, Dumnezeu a coborât, să mântuiască tot ce pierdut. S-a născut în Betleem Mesia, aleluia, Emanuel. S-a născut în Betleem Mesia, aleluia, Emanuel. Dar păstori au adus micul lui prunc Iisus, iau în darul cântând bucuroși. De aceea și noi, de prin când să slăvim, pe acela ce mult ne-a iubit. De aceea și noi, să slăvim pe acela ce mult ne-a iubit. S-a născut în Betleem Mesia, aleluia, Emanuel. S-a născut Osanale în cer, pace jos pe pământ, între oameni plăcuți Domnului. Osanale în cer, pace jos pe pământ, între oameni plăcuți Domnului. Binecuvântat să fie Dumnezeu care l-a trimis în lumea aceasta pe Domnul Iisus Hristos ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre, ca noi cei care am păcătuit să putem căpăta îndurare de la Dumnezeu, binecuvântare, iertare pentru starea noastră pe care o avem înaintea lui Dumnezeu. M-am gândit că poate ar fi fost bine să începem această seară cu mulțumire. Însă m-am uitat în inima mea, m-am uitat în jurul meu și am găsit că starea noastră nu este potrivită cu ceea ce rostim cu buzele noastre. Nu putem clădi mulțumirea noastră pe durerea lui Dumnezeu. Trebuie să fim în asentiment cu cuvântul lui Dumnezeu, cu ceea ce este Dumnezeu, să vedem și noi cum vede Dumnezeu lucrurile din jurul nostru. M-am gândit că ar fi bine să ne cerem iertare lui Dumnezeu pentru starea noastră. M-am gândit că
Suntem plini de nemulțumire, suntem fără dragoste, neascultători, mânioși, răzbunători uneori. Dacă ne uităm la noi, citim aceste lucruri în inima noastră, în viața noastră, în fiecare zi. Trebuie doar să coborâm în interiorul nostru, să ne cercetăm cu atenție și să vedem ceea ce suntem noi, ca să putem sta înaintea lui Dumnezeu cu o inimă deschisă, mărturisindu-ne starea noastră, putem să căpătăm îndurare de la Dumnezeu. Ne-ar place poate ca noi, ca și biserică, să purtăm numele acesta, Filadelfia, o biserică binecuvântată, o biserică pe care Dumnezeu a spus să țină ceea ce are. Dar mi se pare că viața noastră nu este conform cu biserica din Filadelfia. Poate că ni s-ar potrivi o altă biserică. M-am gândit, nu cumva ni s-ar potrivi Laodiceea nouă, spune cuvântul lui Dumnezeu, știu faptele tale, nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Fiindcă zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lisă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Oare care este starea noastră? Cum să venim înaintea lui Dumnezeu? Dacă am venit plin de încredere, am fi niște oameni, cred eu, mincinoși. Dacă am venit ca această biserică, am avea posibilitatea ca să căpătăm trecere înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvinteze, pentru că dorința lui Dumnezeu spune este, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc. La Dumnezeu este speranța noastră în această seară. Haideți, dar mă gândesc să venim așa cum a venit biserica aceasta, cum Dumnezeu a cercetat-o și cum a rostit Dumnezeu sentința asupra ei și cum a găsit posibilitatea de a se elibera de starea aceasta. Dacă spunem că stăm bine și nu stăm bine, atunci ne cinstim pe Dumnezeu. Dacă spunem că stăm rău, mărturisim și Dumnezeu ne binecuvintează și suntem liberi. Haideți, dar având aceste gânduri în noi, vrem să trăim pentru Dumnezeu, de aceea am făcut un legământ cu Dumnezeu, de aceea ne închinăm lui Dumnezeu în fiecare zi, de aceea viața noastră încercăm să o ducem după cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să mărturisim starea noastră, să rugăm pe Dumnezeu să ne binecuvinteze. Din mâna Lui căpătăm această binecuvântare, din mâna Lui căpătăm acest aur curat pe care vrea Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul stă la ușă și bate, la ușa bisericii noastre, stă undeva afară. Noi spunem că am înțeles, noi spunem că stăm bine, noi suntem bogați, noi avem de toate, vedem bine. Tocmai aceste lucruri le vom cumpăra de la Dumnezeu, dându-i viața noastră, ca să putem căpăta o viață cu adevărat după cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ne cercetăm, este ușor să mulțumim. Spunem doar de pe buze, inima noastră se încrede în lucrurile în care văd ochii noștri și nu se încrede în ceea ce vrea Dumnezeu să ne încredem. Și atunci vom rosti cuvinte de mulțumire, le vom rosti și ne vom așeza și nu vom înțelege nimic de la viața noastră. Haideți să ne mărturisim, să coborăm în interiorul nostru și Dumnezeu să ne binecuvinteze, să vedem starea pe care o avem și să dorim starea pe care o dorește Dumnezeu de la noi. Dumnezeu să ne ajute la aceasta, haideți să ne rugăm Domnului. Ne închinăm lui Dumnezeu printr-o cântare cu toții împreună, apoi fratele Sami Sakalin ne va aduce următorul îndemn și Dumnezeu să-l binecuvinteze. Venind la păstori, le spuse cu glas blând, să nu vă temeți, azi în Ieslea din Betleem, cel din vecia luat chip de om, s-a născut cel fără de început, din iubire la noi a venit, veniți dar la Ieslea, să ne închinăm inima.
să ne închinăm inima, dar să-i dăm. În gravă s-au dus, găsind pe Iisus, un prunc înfășat și culcat într-o iesle. S-au închinat și-au mărturisit ce le-a spus îngerul despre Iisus. S-a născut cel foarte început, din iubire la noi a venit. Veniți dar la iesle să ne închinăm inima. Să fie Domnul care ne-a dat harul să fim în seara aceasta aici. Aș vrea să ne deschidem Scriptura, să ne ridicăm în picioare. La pagina 995, cartea lui Luca, de la versetul, capitolul 6, de la versetul 46 până la 49. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Vă voi arăta cu cine se seamănă orice om care vine la mine, aude cuvintele mele și le face. Se seamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte și a așezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape și s-a năpustit și voiul peste casă. Acea casă, dar n-a putut să o clatine, pentru că era zidită pe stâncă. Dar cine aude și nu face, se seamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ, fără temelie, și s-a năpustit și voiul asupra ei, ea s-a prăbușit îndată. Și prăbușirea acestei case a fost mare. Puteți să luați locurile. Citeam zilele astea o postare și m-a pus pe gânduri. Era aceea întrebare care de obicei se face la copii sau care se face la școală sau care se fac tineri și dacă nu se facă, ar fi bine să se facă. Cum te vezi peste 5 ani? Și postarea care am citit nu era o întrebare, dar era mai mult o afirmare cu chiar și cu răspuns. Dacă vrei să știi cum vei fi peste 5 ani, uite-te la ce citești în ziua de azi, uite-te la persoanele cu care petreci timpul, uite-te la ceea ce vizionezi, la ceea ce mănânci și la obiceiurile pe care le ai. Și cred că această întrebare se combină cu casa zidită pe stâncă. Și ar vrea ca să ne gândim la această întrebare în plan spiritual. La ce nivel spiritual vom fi peste 5 ani? Cum ne vedem noi? Care sunt lucrurile care le facem în ziua de azi pe care ne vor ajuta sau ne vor îndepărta ca noi să fim mai aproape sau mai departe de Dumnezeu? Îmi place cum începe versetul 46 cu o întrebare foarte simplă. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? De ce noi multe ori ne întrebăm de ce lucrurile merg așa și de ce trebuie să facem și întrebăm și facem multe lucruri care n-au sens? Dumnezeu ne zice foarte simplu, faceți ce vă zic eu. Și am citit, s-a vorbit în dimineața aceasta despre Enoch. Și mi-a plăcut foarte mult că despre el nu se zice multe lucruri. Se zice doar că l-a urmat pe Dumnezeu în fiecare zi. Și aș vrea ca noi să ne gândim toți împreună, să ne cercetăm și să ne gândim. Care sunt lucrurile care le facem? În ce fel ne construim noi casa noastră? Care e? Cum va arăta casa pe care o construim noi în fiecare zi? Aș vrea ca în această rugăciune să ne cercetăm. Aș vrea să ne gândim la cum va arăta casa noastră peste 5 ani, cum va arăta casa noastră în viitor.
dacă va veni Domnul peste 5 ani, cum va fi? Cum va fi noi și care este... Aș vrea să ne ridicăm în picioare și să ne cercetăm în această rugăciune și să ne gândim care sunt lucrurile care noi le facem în ziua de azi, care din ele ne ajută și care din ele ne îndepărtează de lucrarea Domnului. Și să ne cercetăm și să ne gândim cum trebuie, ce să facem cu adevărat. Intrăm în această rugăciune. Ne binecuvântăm unii pe alții și toți împreună să-L binecuvântăm pe Domnul. Puteți să vă reașezați, vrem să spunem din nou un bun venit tuturor celor care au ales în această seară să fie împreună cu noi la slujire, de asemenea celor care urmăresc și transmisia în direct acestei slujbe și în general slujbele noastre. Vă salutăm pe toți cu bucurie în numele Domnului și să lase Domnul binecuvântare și harul Lui peste fiecare dintre noi. În această după-amiază avem un timp în care ne vom închina Domnului cu mai multe cântări. Urmează să sărbătorim nașterea Domnului și vom avea un subiect legat de aceasta, vom avea cântări legate de aceasta. Ne rugăm ca bucuria acestei sărbători, nu doar la sărbători, și înainte și după, să fie o bucurie continuă. Spune Scriptura, o bucurie veșnică. Și această bucurie să fie și în ziua aceasta și în seara aceasta între noi și să continue în fiecare zi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. De aceea cu bucurie vom lăuda pe Domnul cu o cântare în comun în timp ce vom face și colecta benevolă pentru bunul mers al bisericii, apoi grupul Silo va lăuda pe Domnul cu o cântare urmat de orchestra bisericii, vor avea două cântări, apoi sora Jessica Atanase o cântare și în urmă corul bisericii va lăuda pe Domnul. După corul bisericii ne pregătim inimile să ascultăm un mesaj din partea Domnului prin fratele Florin Maluș, ne rugăm Dumnezeu să-l binecuvinteze. În urma predicii vom mai avea încă două cântări, sora Jessica Henea și apoi o cântare în comun și ne vom apropia de rugăciunea de încheiere, dorind ca binecuvântarea Domnului să fie și să rămână peste fiecare dintre noi. Amin. Oh,
Cântarea aceasta se intitulează Măreața veste a dragostei și în seara aceasta și noi prin această cântare vrem să transmitem ceea ce s-a întâmplat acolo. Această măreață veste a dragostei lui Dumnezeu pentru noi și nu a rămas doar la veste, ci într-adevăr Domnul Iisus s-a întrupat, a venit în lumea noastră, s-a întrupat, este viu și este la dreapta lui Dumnezeu. Și în seara aceasta cu toții vrem să lăudăm pe Domnul, cu toții vrem să înălțăm numele Domnului, ne alăturăm și noi aceste lucrări și vrem ca toată lauda să fie a lui Dumnezeu. Amin. O mamă și un înger, un cântec în suspin, pământ și cer unite într-un destin. O plată și o jertfă, un grajd și câțiva miei, iată măreața vestea dragostei. Cântă-i și aleluia, s-a născut al nostru Mesia. Apleacă-te cu fruntea la pământ. Dumnezeu sfânt și mare, astăzi un copil sărac, cea mai mare dragoste ce s-a arătat. Un deal, păstor și turme, o stea strălucind, îngeri cântă slavă înălții. Eternă revelare omului muritor, iubire arătată tuturor. Cântă-i și tu aleluia, s-a născut Anos Mesia. Apleacă-te cu fruntea la pământ. Dumnezeu sfânt și mare, astăzi un copil sărac, cea mai mare dragoste ce s-a arătat. Cea mai mare dragoste ce s
s-a arătat. Amin. În această seară vom încheia slujirea din anul acesta a orchestrei și vreau să mulțumesc Domnului pentru acest an, mulțumesc pentru această lucrare, mulțumesc pentru părinții care ne susțin și pentru biserica care se roagă pentru noi. Toată slava să fie a Domnului! Thank you.
venit în veșnicie, Tatălui s-a supus, s-a smerit, s-a dat pe sine pentru toți copiii lui, prinț al păcii, fiu din cer. O, Iisus Emanuel, ne-ai sfințit, ne-ai împăcat, cu Tatăl Sfânt din cer s-a născut Duhul Sfânt, a venit jos pe pământ, mântuire, bucurie și pace aducând, să-i cântăm bucuroși, să trăim pentru Hristos, să spunem tuturor că avem un Salvator. Azi e zi de sărbătoare pentru orice muritor, îl sărbăm cu bucurie pe al nostru Mântuitor. Noi cu laude-l onorăm, lui vrem să ne închinăm și cu îngerii din cer, cu toții să-i cântăm. S-a născut Duhul Sfânt, a venit Iisus pe pământ, pace aducând, să-i cântăm bucuroși, să trăim pentru Hristos, să spunem tuturor că avem un Salvator. Nu-i nimic mai prețios decât să-L ai pe Hristos zi de zi în viața ta. Cu El drumul-i luminos, orice greu cover tu porți, mergi înainte credincios, El un loc s-a pregătit. În cer că-și te-a sfințit, s-a născut Duhul Sfânt, să-i cântăm bucuroși, să trăim pentru
Binecuvântat să fie Domnul! Isaia, capitolul 9, începând cu versetul 6, pagina din Sfânta Scriptură, 689. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părinte veșnicilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunul de domnia lui David și împărăției lui o va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în vecii vecelor. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Amin. Vă rog frumos să ocupați locurile. Nu știu, dar mi s-a părut mie, dar cântarea a fost lungă și Domnul să vă binecuvinteze. Mă gândeam că nu se mai termină, dar pentru mine era bine. Suntem în timpul acesta de sărbătoare și uitându-mă pe rețelele mele de socializare, am văzut, acolo eu am foarte mulți prieteni, îmi pare rău, nu din biserică, cu toate că am avut câțiva și i-am mai eliminat, nu cu răutate o spun, dar am foarte mulți prieteni, foarte mulți prieteni ca biserică din toată lumea. Am biserici din Australia, din America, din Rusia, din Republica Moldova, din România și m-am uitat zilele acestea, majoritatea bisericilor au făcut un lucru frumos. Au început să-L laude pe Domnul. M-am uitat în aceste biserici, fie din diaspora, departe, în Australia, au amenajat cum au vrut ei biserica ca să fie într-o atmosferă frumoasă acea sărbătoare minunată pe care eu o sărbătoresc. Unii au pus brădulețe, unii au pus luminițe, unii au împodobit. Cum au văzut ei că e mai bine pentru ei în atmosfera care s-au găsit ei mai bine? M-am uitat la bisericile din România, împodobite foarte frumos și am zis, ne-au întrecut. M-am uitat la bisericile din Moldova, undeva într-un sat. Pot să vă spun și care-i satul, dar mulți nu-l cunoașteți. Împodobită, frumoasă. Și m-am uitat la ei, ce făceau. Toți erau acolo împreună și nu făceau altceva decât îl lăudau pe Domnul, slăvit să fie Domnul. M-am gândit, dacă ei l-au lăudat pe Domnul, și pentru că cuvântul pe care îl aveau toți pe inimă și în inima lor nu era altceva decât cuvântul bucurie. În seara aceasta suntem bucuroși? Domnul să ne binecuvinteze! Iubiți frați și surori, vă promit că în seara aceasta pe niciunul din voi nu vă întristez, ca să rămâneți bucuroși până la urmă. Pentru că cred că ați venit cu bucurie în inimă. Pentru că cred că ați venit să ne bucurăm. Eu cel puțin, dacă mă opresc aici, sunt fericit, pentru că cântările pe mine mă transformă, îmi schimbă lăuntrul meu, îmi înviorează sufletul. E ceva extraordinar pentru mine când intru în casa Domnului și aud cântările acestea atât de frumoase, mai ales de sărbători. Știu, pentru unii este o întristare să vii la casa Domnului, dar partea aceasta nu vreau să o comentez. Vreau să spun că toți acești oameni pe care eu îi văd în aceste biserici, ei nu fac altceva decât o aduc o adresă, o laudă la adresa lui Dumnezeu. Noi în seara aceasta vrem să stăm înaintea Domnului și să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu. Mi-am pus întrebarea, ce sărbătoresc oamenii? Și titlul predicii mele în seara aceasta este, ce fel de sărbătoare vrei să sărbătorești tu? Sau pe cine vrei să sărbătorești tu? Pentru că noi încetul am schimbat prioritățile. Am făcut-o și eu, nu mă includ. Încetul am schimbat ceea ce am primit și am acceptat și am zis că e bine și așa. Pe cine vrem noi să sărbătorim în seara aceasta? Vă spun că putem să-L sărbătorim pe Iisus sau putem să-L sărbătorim, și mă opresc, luați-o voi, pe Moș Crăciun. Iubiți frați și surori, eu vă spun de la bun început că eu am declarat război Moșului Crăciun. Nu de acum, nu de acum, la vârsta de 7-8 ani, am început să mă cer cu el. Eram acasă, mergeam la școală și toți copiii aveau ceva special și eu nu aveam. Noi de sărbătorile acestea nu primeam altceva decât o portocală
care fiind mulți în familie, ne-o împărțea și luam jumate dintr-o felie. Am întrebat în stânga-dreapta și am zis, de ce? Cine a adus? Tata mi-a zis, Moș Crăciun, că așa se spunea. Eu am zis, numai atât? M-am dus la școală și la școală ceilalți aveau caiete, aveau mașinuțe, era ceva extraordinar să ai o mașinuță mică atunci. Alții aveau hăinuțe și eu m-am uitat și am zis, de ce nu am? Dar tata mi-a spus, la anul, dacă vei înveți bine, o să ai mai mult. Vă spun că un an de zile am învățat, un an de zile m-am străduit, chiar și am luat o diplomă, era prima diplomă care am luat-o, și am zis că acum când va veni, eu voi primi ceva. Și ce crezi că am primit? Jumătatea cealaltă de portocală. De aceea eu am declarat război și am zis pe cine vrem noi să sărbătorim și am început să înțeleg că de fapt este ceva ce eu nu înțeleg. Am început să înțeleg că e ceva care nu este real, ceva nu-i bine. Pe cine vrem noi să sărbătorim? Îl sărbătorim pe Iisus? Haideți să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei, capitolul 2, începând cu versetul 1. Dacă vrem să sărbătorim pe Iisus, este în felul următor cuvântul Domnului. După ce s-a născut Iisus în Betleem, din Iudeia, în zilele împăratului Rod, iată că au venit niște magi de răsărit la Ierusalim. Amin. Iubiți frați și surori, în versetul acesta vedem un singur lucru, mai multe lucruri, dar lucrul cel mai important, vedem numele celui care a venit pe pământ. Numele acesta este Iisus, slăvit să fie numele. Numele acesta a venit într-o localitate, în Betleem. Noi știm despre Iisus Hristos că a venit în Betleemul Iudeii. Mai vedem în versetul acesta că ce a venit pe timpul împăratului Irod. Deci pe timpul acela se poate consemna că ce era împărat Irod. Și mai vedem în versetul acesta că cineva l-a văzut. Înseamnă că eu îl sărbătoresc pe Iisus pentru că el este o persoană reală, scrisă în cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul nostru. Amin? Iisus, persoană reală, unică. Iisus, persoană adevărată. Scrie aici, noi suntem în casa Domnului și credem cuvântul acesta că este un cuvânt adevărat. Amin? Cuvântul acesta este cuvânt adevărat. Scrie acolo, scrie în cuvântul Domnului, căci El s-a născut, El a venit, El este și noi credem că El este unic, slăvit să fie Domnul. Moș Crăciun este o persoană inventată, o persoană din legendă. De aceea am spus că în seara aceasta trebuie să ne gândim serios dacă cu adevărat urmăm ceea ce Domnul vrea de la noi. Mi-a plăcut îndemnul fratelui, a fost scurt la timpul de rugăciune, dar a fost cu o esență profundă pentru noi credincioși. Nu cumva am schimbat prioritățile. Zic ca Domnul să ne dea putere să înțelegem căci unicul care a venit pentru noi pe pământ este Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Îl iubesc și îl sărbătoresc pe Iisus pentru că El este Creator, Ioan 1 cu versetul 3. El este unicul Creator. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Glorie Domnului! Toate lucrurile. Uitându-mă în natură, văd soarele, văd stelele, văd toate luminile, văd pământul acesta, văd vântul, aud vântul, văd toată lucrarea măreață pe care Dumnezeu, uitându-mă în Geneza, mi-am dat seama, Doamne, ce măreț ești Tu! Cum ai creat toate lucrurile acestea? Trăind aici, într-o țară de aceasta, văd minunile pe care Dumnezeu le-a făcut aici, în istoria acestei țări. Mă uit și zic, Doamne, toate le-ai creat Tu, toate le-ai făcut Tu și îți mulțumesc și noi dăm slavă pentru că Dumnezeul nostru este Creator, glorie Domnului. El este unicul Creator, le-a făcut ca noi să le vedem și să ne bucurăm de El, glorie Domnului. Moș Crăciun creat de oameni. De aceea, mă rog ca Domnul Dumnezeu să ne dea putere să învățăm în continuare pe cine sărbătorim noi. 3. Sărbătorim și iubim pe Cel care ne vorbește în continuu. Cuvântul Domnului Matei 5, începând cu capitolul 5, începând cu versetul 1 și 2. Când a văzut Iisus noroadele,
s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el, a început să vorbească și să-i învețe astfel, amin. Când a văzut Iisus noroadele, a început să-i învețe și să stea de vorbă cu el. Deci Dumnezeul nostru, Domnul Iisus Hristos, vorbește cu oamenii. Slavă Domnului! Atunci vorbea. În decursul anilor, Domnul Iisus Hristos vorbește și cu noi în fiecare zi. Glorie Domnului! Ne bucurăm că El nu s-a oprit. Ne bucurăm că El nu a oprit să vorbească bisericii. Ne bucurăm că El nu s-a oprit să vorbească sufletul. Și, cum spunea fratele de dimineață, să ne vorbească Domnul personal. Mă rog ca Domnul să vorbească fiecărui suflet în parte. Moș Crăciun vorbește și el, așa cum spune istoria, cu crăciunițele și cu spiridușii. Alegerea noastră depinde de noi ce vrem să facem, dar eu îl iubesc pe Iisus. Îl iubesc pe Iisus și îl sărbătoresc pe Iisus pentru că Domnul Iisus Hristos ne vizitează, adică este cu noi. Domnul Iisus Hristos vine mereu la noi. Spune cuvântul Domnului Ioan 14 cu versetul 23. Drept răspuns Iisus i-a zis, dacă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va păzi, noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Îl iubesc pe Iisus pentru că el vine la mine, slavă Domnului. La tine vine? Spune cuvântul Domnului căci noi am încercuit cuvântul acesta noi, pentru mine personal. Nu numai că vine Domnul Iisus Hristos, dar vine Dumnezeu Tatăl, vine Dumnezeu Duhul Sfânt, vine Domnul Iisus Hristos, de aceea am mai luat cu El divinitatea și vine și vorbește cu noi, glorie Domnului! Slăvit să fie Domnul nostru! El vine și ne vizitează. Când? Când ne merge bine, nu? Ne vizitează totdeauna, stă cu noi. Spune, vă las Duhul meu și Duhul lui Dumnezeu l-a lăsat în noi. Duhul lui Dumnezeu este în fiecare om. Duhul lui Dumnezeu ne cercetează, Duhul lui Dumnezeu ne vorbește, Duhul lui Dumnezeu ne științează, Duhul lui Dumnezeu călăuzește poporul acesta. Binecuvântat să fie Domnul Iisus Hristos, pentru că El vine mereu și este cu noi și din contra, nu numai că este cu noi, dar va rămâne cu noi până când ne va chema la El acasă, slavă Domnului. Îl iubim pe Hristos? Îl iubim pe Iisus? Iubim și-L sărbătorim pe El și zic ca Domnul să ne binecuvinteze în continuare. Îl iubim pe Iisus, îl iubesc personal și îl sărbătoresc pe Iisus Hristos pentru că aduce bucurii veșnice. Marcu, capitolul 10, versetul 28 cu 30. Petru a început să zică, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Iisus a răspuns, adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau copii, sau holde, pentru mine și pentru Evanghelie. Și să nu primească acum în veacul acesta de 100 de ori mai mult case, frați, surori, mame, copii și holde, împreună cu prigoniri, iar în veacul viitor, viață veșnică. Îl iubesc și îl sărbătoresc pentru că El îmi aduce bucurii. Ce bucurii? Frate, dar nu vezi cât de greu este? Frate, dar nu vezi că nu ne mai ajunge? Personal, Domnul binecuvintează și am văzut lucrul acesta. Bucuria că ești în viață, lucrul acesta este o minune din partea Domnului. Bucuria că tu poți să vorbești este o minune. Pe data de 24, când eram în fabrică și eu că sunt în ziua aceasta, este o minune. Am avut un accident și trebuia să fiu mort, dar minune este că Domnul e viu, glorie Domnului. M-au luat, m-au dus la spital, acolo au intervenit doctorii, dar vreau să vă spun că Dumnezeul nostru este Cel care este cu noi, glorie Domnului. Iubiți frați și surori, sunt aici datorită îndurării Domnului. Sunt aici că Dumnezeu este Cel care mi-aduce bucurii. Am zis, Doamne, este o bucurie că sunt în casa Ta. Este o bucurie că aud cântările, aseară m-am bucurat enorm de mult. Este o bucurie că vin frații la casa Domnului. Este o bucurie că auzim cuvântul Domnului, oricare ar fi, oricine ar predica. Este o bucurie că vedem copiii, că vin aici. Este o bucurie că noi suntem salvați de Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie Domnul. Știți, oamenii care au venit ieri aici,
Au spus, n-au mai văzut așa ceva. Erau niște italieni, o familie care au venit, a zis, așa ceva n-am auzit. Și zice, am mai vrea să venim la evenimente. Și am zis, o să vă anunț. Să știți, pentru noi ni se pare ceva normal. Dar Domnul Iisus Hristos ne dă bucurii și nu ne dă bucurii așa oricum. El în fiecare clipă ne dă bucurii. Când tu nu te aștepți, binecuvântat să fie Domnul nostru. Vine și Moș Crăciun și aduce bucurii. Și te uiți la câte un copil și zice, l-ai văzut? Nu, ți-a adus ceva? Da, mi-a adus ceva. Când? Într-o seară, seară, nici nu știi când. Că așa i-am învățat noi și așa am învățat și eu. Și zic, l-ai văzut? Nu, nu l-am văzut, nu. Dar Domnul Iisus Hristos e mereu cu noi, glorie Domnului! Glorie Domnului pentru că El ne ajută și ne întărește și este mereu cu noi și ne dă bucurie. Mai mult de atât, scrie acolo două righe, acolo, spune așa, în veacul viitor ne dă viață veșnică. Ce bucurie imensă! Să te gândești că ai o viață frumoasă pe pământul acesta, dar să spui că Domnul mi-a pregătit ceva mult mai frumos. O viață veșnică și îl iubesc, îl sărbătoresc pe Domnul Iisus Hristos pentru că El îmi dă bucuria aceasta mereu. Să nu vă uitați la mine, o să am mereu bucurie în casa Domnului. O să am mereu bucurie când Domnul mereu îmi poartă de grijă. Am văzut multe suflete care sunt triste. Am văzut o generație care se ridică acum în România, care sunt mult mai bucuroși decât noi. Și au și ei probleme, au și ei greutăți și au salarii mici, dar când vin la casa de închinare, ei sunt bucuroși, ei laudă pe Domnul, ei îi slăvesc pe Dumnezeu și bucuria aceasta să se manifeste. Cum te manifesti? Având o față senină, stând înaintea Domnului cu bucurie, zâmbind, lăudând pe Domnul cu toată inima, ridicând mâinile, parcă ne greu să ridicăm mâinile, dar cu bucurie venim înaintea Domnului, pentru că Domnul ne dă bucurii, glorie Domnului. Dacă cineva ar veni acum la tine și ar zice, uite, îți dau 10.000 de euro, ce ai face? Ai sta și ai plânge, nu? Da, poate ai plânge de bucurie. Dar dacă îți dă 10.000 de euro acum, ce ai zice? Mulțumesc, îl cuprinzi în braț, îl strângi, ce meritam? Dar Domnul Iisus Hristos a venit pe pământul acesta și noi suntem bucuroși prin El, glorie Domnului. Îl iubesc și îl sărbătoresc pe Iisus Hristos pentru că are un cer nelimitat. 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9 și 10. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-a suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Sfânt, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Amin. Îl iubesc pentru că are un cer nelimitat. Iubiți frați și surori, spune că la mintea omului nu a ajuns. Noi nu ne imaginăm cum este. Noi nu realizăm ce loc minunat. Noi nu ne dăm seama ce Domn mare și minunat avem și ce loc strălucit ne-a pregătit. Imaginați-vă să fiți într-o țară departe pe care n-ați văzut-o niciodată. Am avut experiență de aceasta și acolo unde am ajuns peste hotare, am zis, nu există așa ceva pe pământ. Și totuși le vedeam cu ochii mei. Dar Domnul ne-a pregătit un loc special, binecuvântat să fie numele. Merită lăudat? Merită să stăm înaintea Domnului și să ne bucurăm că El ne-a pregătit cerul. Spune în Apocalipsa că El a pregătit un cer nou. El a pregătit un loc special pentru noi și oameni special vor intra acolo. Doamne ajută-ne să putem intra acolo. Vă veau cu toți, pe toți cu mine în împărăția Domnului. Nici unul să nu plece departe în iad, să stea în iad acolo, nici unul, ci toți să ajungem în împărăția Lui. De aceea, noi îl iubim și îl sărbătorim pe Iisus pentru că are un cer nelimitat. Și ultimul punct, pentru noi creștinii, vreau să vă spun că Moș Crăciun, din câte am înțeles eu, stă undeva într-un sat, undeva în Laponia. Locul lui e limitat. Ultimul punct, Domnul Iisus Hristos, îl iubesc și îl respect și îl sărbătoresc, are o împărăție veșnică. Iubiți frate și surori, în Ioan 18, cu versetul 36 și 37, spune în felul următor. Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus.
Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor, dar acum împărăția mea nu este de aici. Atunci un împărat tot ești, i-a zis Pilat. Da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr, oricine este din adevăr, ascultă glasul meu, amin. Îl iubesc și îl sărbătoresc pe cel care are o împărăție veșnică. Dragii mei, suntem temporari pe pământul acesta. Dragii mei, am venit din România și mulți din noi eram foarte săraci. Și ne-am cuibărit în locul acesta și suntem bogați, dar eu vă spun că călătoria noastră pe pământul acesta se va încheia și Domnul ne-a pregătit o împărăție veșnică, binecuvântat să fie numele. Acolo noi vom fi cu El. Acolo în împărăția aceea lui Dumnezeu, noi vom sta cu toți împreună. Îl vom vedea pe Avram, îl vom vedea pe Isaac, îl vom vedea pe Iacov, îl vom vedea pe Enoch. Astăzi de dimineață m-a mișcat mesajul. A fost extraordinar pentru mine, cu toate că l-am mai auzit, dar a fost foarte frumos. Pentru că dacă stai înaintea lui Dumnezeu, pentru că dacă îl slujești pe Dumnezeu, dacă te lupți, ajungi acolo. Într-o zi Domnul va zice, vino cu mine. Binecuvântat să fie Domnul. Iubiți frați și surori, îl iubesc pentru că mi-a pregătit o împărăție. Aș vrea să vină ziua aceea cât mai curând. Mă rog Domnului pentru lucrul acesta. De aceea, vreau să vă spun că Moș Crăciun nu are decât o zonă limitată, atât. Nu este altceva. Dar eu îl iubesc pe Iisus. În seara aceasta, ca oameni maturi, aș fi avut mai multe cuvinte pentru tineri, pentru copii, pentru că ei cresc aici și ei ne cer, ei spun de ce ei așa, de ce noi așa. Aș fi fost altfel când dacă erau mai mulți copii în biserică. Dar noi astăzi vorbim din cuvântul lui Dumnezeu ceea ce iubim și ceea ce vrem să fim în continuare. Fratele i-a spus un lucru frumos, să nu ne distanțăm, să nu pierdem ceea ce am prins. Haideți să medităm din nou la cuvântul lui Dumnezeu și să recapitulăm. Îl iubesc pe Iisus și îl sărbătoresc pentru că este o persoană reală. Domnul să ne binecuvinteze. El este unicul. Îl iubesc și îl respect și îl sărbătoresc pentru că El este creatorul meu și al tău. El ne-a creat, ai Lui suntem. Noi suntem binecuvântați prin El, glorie Domnului. Îl iubesc și îl sărbătoresc pe El pentru că El îmi vorbește în fiecare zi. Cu El mă culc, cu El mă scol, cu El călătoresc, cu El umblu. Ce frumos a fost de Enoch. Îl iubesc și îl sărbătoresc pe El pentru că El îmi vizitează inima mea care e împovărată. Îmi vizitează trupul meu care e bolnav. Îmi vizitează sufletul meu când este descurajat. Dar El nu numai că mă vizitează, El rămâne cu mine, glorie Domnului, rămâne și cu tine. În seara aceasta Domnul rămâne cu noi, glorie Domnului. Îl iubesc și îl sărbătoresc pe El pentru că El mai aduce bucurii. Am bucurii nespuse. Avem noi o cântare, am bucurie ca fântâna. O fântână, la mine la țară acolo era 12 metri. Dacă aș avea atâta bucurie să pun 12 metri acolo, bucurie ca fântâna. Îl iubesc și îl sărbătoresc pe El pentru că El are cerul pregătit pentru mine. Și îl iubesc și îl sărbătoresc pe El pentru că El are împărăția Lui pregătită pentru mine. Vreți să-L iubiți pe Domnul? Domnul să ne binecuvinteze. Amin.
mult cât am trudit. Al nopții vă la lungă ta și umbrei morții pune tu hota. Haideți să ridicăm în picioare, vestiți azi pretutindeni, duceți cuvântul peste munți, vestiți azi pretutindeni că Iisus s-a născut. Vestiți azi pretutindeni, duceți cuvântul peste munți, vestiți azi pretutindeni că Iisus s-a născut. Vestiți azi pretutindeni, duceți cuvântul peste munți, vestiți azi pretutindeni, că Iisus s-a născut. Vechea păstorii turma, sub cerul liniștit, deodată o lumină din cer a strălucit. Vestiți-ați pretutindeni, duceți cuvântul peste munți, vestiți-ați pretutindeni, că Iisus s-a născut. Vestiți-ați pretutindeni, duceți cuvântul peste munți, vestiți-ați pretutindeni,
că Iisus s-a născut. O veste minunată azi îngeri au adus. În lumea întunecată s-a coborât Iisus. Vestiți-ți pentru tine, duceți cuvântul peste munți. Vestiți-ți pentru tine că Iisus s-a născut. Vestiți-ți pentru tine, duceți cuvântul peste munți. Vestiți-ți pentru tine că Iisus s-a născut. Amin. 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 Vă rog să ocupați locurile. Acum când suntem în prag de sărbătoare, sărbătorim nașterea Domnului, ne bucurăm de ceea ce a făcut Dumnezeu, ne oprim totuși și ne amintim și istoria mai puțin plăcută, istoria evenimentelor care au avut loc acum 2000 de ani în urmă. Nu toți s-au bucurat de nașterea lui Iisus Hristos. Nu toți s-au bucurat de faptul că s-a născut un rege. Nu toți au fost plini de entuziasm, nu toți au putut cânta atunci și, din păcate, privind în jurul nostru, putem vedea că nu toți se bucură. Nu toți se bucură de nașterea Domnului, nu toți se bucură de faptul că Hristos s-a născut și în această zi vreau, din cuvântul lui Dumnezeu, câteva exemple să vedem. Nici nu știam cum să-mi intitulez mesajul din această seară, dar sper să înțelegeți. Concurenții lui Iisus. Întotdeauna s-a creat o competiție în jurul lui Iisus. Ceva l-a concurat pe Iisus Hristos sau cineva l-a concurat. Oameni care și-au văzut amenințată poziția lor, funcția lor, reputația lor sau succesul lor. Și în perioada aceasta ne amintim, din păcate, de Irod. Iisus și Irod. Irod ca un concurent al lui Iisus, cineva care l-a concurat pe Iisus. Au venit magi de departe, au aflat că s-a născut un împărat și ca oameni s-au gândit că în mod logic, în mod normal, un împărat se naște în palat, în casa regală și pe atunci rege în Iudeea era Irod. De aceea s-a ajuns la urechile lui cu vestea asta. S-a născut un împărat. Și dintr-o dată, Irod și-a văzut amenințată poziția lui. Nu vreau nici să vă rețin atenția mult timp cu tot ceea ce s-a întâmplat, însă Irod este un personaj extrem de controversat, extrem de, cum să zic, răutăcios. Tot ce a reușit să obțină funcția aceasta chiar de rege, a obținut-o cu multe mașinățiuni din acestea politice și a menținut-o la fel, au trecut cezare unul după altul, a făcut tot felul de combinații politice, militare, ca să își capete această funcție și ca să o mențină. A ajuns să-și omoare soția, copii, nepoți, tot neamul, toate rudele, pentru că se vedea amenințat. De aceea, omul acesta este un personaj destul de intrigant al istoriei. Iisus și Irod, un concurent al lui Iisus, el nu accepta ideea ca să fie un alt împărat, să fie altcineva. Gândiți-vă, a fost în stare, ceea ce ne consemnează nouă Biblia, că au murit atunci în ținutul Betleem mulți copii de la vârsta de 2 ani în jos și se estimează undeva la 2000-3000 de copii au murit. Gândiți-vă câte mame au plâns, câte familii au plâns datorită răutății acestui om, acestui împărat care își vedea amenințată poziția lui. Câte nu sunt în stare să facă oamenii. Pentru o poziție de felul acesta, pentru o funcție, pentru reputația lor sau pentru confortul lor. Așadar, repet, când ne amintim și când sărbătorim nașterea Domnului, ne amintim, din păcate, și istoria mai puțin plăcută, dar totodată putem învăța ceva din ea, pentru că, din păcate, istoria se repetă.
Și întotdeauna vedem cum în istorie Iisus a avut concurenți, cineva care a văzut în Iisus o amenințare, cineva care a văzut în Iisus un potențial contracandidat și atunci trebuie eliminat neapărat Iisus. Și Irod a fost unul din aceștia. Dar nu numai la moarte, nu numai la nașterea Domnului s-a întâmplat asta, s-a întâmplat și la procesul lui, la moartea lui. Așa s-au întâmplat lucrurile, era sărbătoarea Paștelor, era procesul lui Iisus Hristos, Pilat era judecător atunci, el trebuia să emită sentința. Și așa s-au întâmplat lucrurile, așa s-au sincronizat că tot în aceeași ședință Pilat trebuia să elibereze un întemnițat. Așa era obiceiul, a spus e sărbătoare, hai să fac un bine, să mă pun bine cu poporul, să fie bine, să eliberez un întemnițat, un condamnat. Și Pilat a spus, voi profita de ocazia aceasta, voi folosi strategia asta, pe de o parte îl condamn pe Iisus și am rezolvat-o cu preoții, pe de altă parte mă pun bine cu poporul și îl eliberez pe Iisus. Și am rezolvat problema și cu unii și cu alții, reușim noi să facem ceva. Numai că nu i-a mers planul. Pentru că atunci când a prezentat poporului ideea de a-l răstigni pe Iisus, de a-l elibera pe Iisus, preoții au început să spună, să strige, să instige mulțimea, nu-l vrem pe Iisus. Pe cine vreți să vă eliberez? Și se creează concurența. Iisus sau Baraba? Iisus sau Baraba. Și iată că preoții, cărturarii, oamenii religioși ai vremii au preferat din păcate un criminal, pentru că se spune că era un tâlhar vestit. Nu doar era tâlhar, nu din întâmplare, nu odată, era unul vestit, adică un criminal feroce, unul dintre cei mai răi oameni, și au preferat să elibereze un criminal. Au avut de ales între Iisus și Baraba și oamenii au ales Baraba. Poporul a ales Baraba. Preoții au ales Baraba. Întotdeauna a existat și va continua să existe în istoria aceasta, eu o numesc concurență, dar nu, e mai mult decât o concurență, e un război. E un război care se creează și tot atunci, în cadrul acelui proces, la un moment dat vin preoții, discută, pentru că a fost un proces mai lung, a fost un du-te vino și Pilat, pe de o parte, vine soția lui și ai grijă cu Iisus, nu cumva să te atingi de el, nu cumva să-i faci vreun rău, nu cumva că eu deja am suferit mult în vis și presiunile au fost mari pe Pilat și Pilat vroia să scape cumva, dar au venit preoții și au spus, Pilat, ai de ales, Iisus sau Cezarul? Iisus sau Cezarul? Cu cine te faci prieten? Pe cine vrei să superi? Pe Iisus sau pe Cezar? Pentru că dacă îl eliberezi pe Iisus, dacă te faci prieten cu Iisus, noi mergem la Cezar. Și vei avea probleme cu Cezarul. Și ai de ales. Și întotdeauna se creează acest antagonism, această problemă, această concurență, competiție, acest război. Și de-a lungul istoriei și chiar în Scriptură de multe ori găsim, nu stau în seara aceasta să aduc toate exemplele, dar vedem cum s-a creat mereu această concurență lui Iisus. Iisus și Irod, Iisus și Baraba, Iisus și Cezarul. S-a dus Pavel la Efes, a predicat Evanghelia, mulți oameni s-au întors la Domnul. Mulți vrăjitorii și-au ars cărțile, au venit, au făcut o mărturisire publică, au ars cărțile în piață, au făcut mărturisire publică, s-au debarasat de
vrăjitorie, de ghicitorie, de ocultism, de magie neagră, de tot ceea ce aveau ei. Dar s-a întâmplat ceva, pentru că Iisus totdeauna intră și El în competiție cu ceilalți. Era un argintar numit Dimitrie. Și a spus, Iisus îmi face concurență. Eu nu mai vând. Eu vând, îl vând pe Dumnezeu, eu câștig cu Dumnezeu, eu vând statuile zeiței Diana căzută din cer. O statuie căzută din cer și așa-i înșela pe oameni, o statuie căzută din cer și acum reproduc acele statui în miniatură și fiecare om să aibă chipul acestei zeițe. Și iată că acest argintar face răscoală, revoluție în Efes. Își adună toată breasla, toți meșteșugarii, toți artizanii și spune tuturor, spune mulțimii, uite, au venit aici niște oameni, ne pun în pericol meseria, ne pun în pericol religia, noi avem pe Diana, zeița cerului, și au venit oameni aceștia cu Iisus. Și dintr-o dată, acolo, o vreme de câteva ceasuri, noi ne cam plictisim, nu? Noi nu putem să ne rugăm 5 minute, 10 minute, oamenii aceștia au strigat vreme de câteva ceasuri, nu i-a oprit nimeni, mare este Diana efesenilor, și așa au ținut-o și au strigat cât îi țineau plămânii, mare este Diana efesenilor. Și au creat concurență lui Iisus și până la urmă Pavel a trebuit să plece, apostolii au trebuit să plece, pentru că întotdeauna se va crea această concurență, această competiție, acest război, acest antagonism. Și Iisus totdeauna va fi concurat de cineva. Dar mă apropie acum de zilele noastre. Fratele Florin a prezentat mesajul acesta, căruia poate titlul era mai potrivit Iisus sau Moș Crăciun. Pentru că acest personaj, Crăciun, începe să facă o competiție serioasă, deja i-a făcut Domnul Iisus și astăzi cei mai mulți sărbătoresc mai mult Crăciunul, mai mult pe Moș Crăciun decât pe Iisus. Ce este culmea este că personajul Crăciun a fost inventat tocmai de un pastor. Un pastor a vrut și el să facă ceva și a inventat acest personaj, un moș care vine și face cadouri copiilor și... Mă rog, apoi s-a dezvoltat, legenda din națiune în națiune s-a dezvoltat, la început era verde, apoi o firmă renumită l-a preluat pentru publicitate și a devenit acum roșu cu alb și cu tot ceea ce ține de tot ce s-a făcut. Problema este că acum, din păcate, concurența devine tot mai aprigă, din păcate în biserici vom vedea tot mai mult, din păcate peste tot vom vedea tot mai mult ca un război care se duce. Cineva care se vede amenințat de Iisus, Iisus este încet încet eliminat și altcineva trebuie să ia locul. Așa cum Irod altădată a fost supărat, așa cum altădată Baraba a sperat și preoții au instigat mulțimea, strigați că pe Baraba îl vrem, nu pe Iisus, așa cum altădată preoții l-au amenințat pe Pilat și au spus ai de ales între Iisus sau Cezar, așa cum altădată efesenii au fost și ei instigați și au auzit despre Diana care e supărată grozav pe ei și au de ales între Diana sau Iisus, la fel, copiii noștri vor avea de ales între Iisus și Crăciun. Și trist este că din ce în ce mai mult se va vorbi despre Crăciun, totul va fi despre Crăciun, totul va fi despre tot felul de povești, mituri, legende și nimic ce nu are a face cu Biblia sau cu Iisus sau cu istoria biblică. Crăciunul este un personaj creat de oameni. Problema e că până la urmă îl concurează pe Iisus și Iisus este cumva scos afară, pentru că cei mai mulți, dacă stai de vorbă cu oamenii, cei mai mulți sărbătoresc Crăciunul, cei mai mulți copii îl așteaptă pe Crăciun, n-au foarte mult deja, nu mai au nicio idee ce anume se sărbătorește, ce anume se întâmplă, de ce, pentru cine ne adunăm noi, pentru cine cântăm noi, ce s-a întâmplat, nu cunosc Biblia. Nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Personal nu am nimic nici cu Crăciunul, nici cu culorile, nici cu toate elementele de decor sau nu, asta e problema. Problema este că nu cunoaștem
Scripturile. Când nu mai vorbim despre Iisus, când Iisus este încet, încet scoți afară și altceva îi ia locul. Dar în această seară vreau să mă apropii de încheiere și să spun că acest război continuă, continuă și în fiecare viață și în fiecare inimă. Și întrebarea mea este pentru tine astăzi, ce anume sau cine anume sau ce anume îl concurează pe Iisus în viața ta? Vrei sau nu vrei, acest lucru se întâmplă în viața ta. Iisus ar trebui să aibă loc de cinste, să fie pe tronul inimii tale, să fie în centrul vieții tale, să fie numărul unu în viața ta, dar din păcate acest lucru e posibil să nu se întâmple. Pentru că altcineva sau altceva îi va lua locul. Vrei sau nu vrei, se va da această bătălie, va fi această competiție, Iisus sau altceva? Iisus sau Irod, Iisus sau Baraba, Iisus sau Cezarul, Iisus sau Diana Efesenilor, Iisus sau Crăciunul, sau, acum pentru noi, ce anume îl concurează pe Iisus în viața ta? Iisus sau banii? Și Domnul Iisus a spus, nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Când banii devin mamona, adică banii devin o religie, banii devin un mod de viață, totul este calculat în bani. Când viața ta înseamnă doar bani, când totul e pe bază de bani, totul este doar bani și atât, totul se rezumă la bani, și Iisus e cam scump și slujirea lui Iisus e prea scumpă și ții mai mult la bani decât la Iisus, când banii îl concurează pe Iisus, când iubești banii, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Iisus sau munca? Și munca îl poate concura pe Iisus. Planul lui Faraon, de exemplu, când Moise s-a dus la Faraon să scoată pe poporul Israel din Egipt, vă amintiți? Moise a plecat cu gândul, cu propunerea ca poporul lui Dumnezeu să iasă din Egipt în pustiu ca să se închine. 3 zile de închinare. Cum adică 3 zile? Dați-le să muncească. Muncă, 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 nu le mai trebuie închinare, să nu umble după năluci. Muncă și iar muncă, să n-ai 3 zile una după alta, dacă ar fi să se facă ceva, 3 zile, un eveniment, să fie o conferință, o întâlnire, 3 zile de post, de rugăciune, ceva. N-avem timp. Muncă, frate. Muncă, muncă și iar muncă. Și s-ar putea munca să-L concureze pe Iisus Hristos. Afacerile, munca sau cariera sau, mă rog, activitățile astea care în sine ele nu sunt rele, problema este când acestea devin numărul unu, e o problemă de priorități. Îi fac concurență lui Iisus, adică cine este pe locul unu în viața ta? Ce cauți mai întâi? Cine este pe tronul inimii tale? Confortul. Ce îl concurează pe Iisus în viața ta? Poate confortul. Din păcate, observ tot mai mult lucrul acesta. Lipsește spiritul de sacrificiu, pentru că oamenii trăiesc în confort și nu vor să părăsească această zonă de confort, nu vor să iasă din confortul lor. Săptămâna trecută și cealaltă am fost împreună cu grupul bărbătesc din Milano într-o campanie de evanghelizare în nordul României, în multe sate, multe dintre sate neevanghelizate niciodată. Era prima evanghelizare. Discutam cu cei care erau acolo și spuneau, frate, mă mir că totuși în jur sunt biserici. De ce în atâtea biserici păstorii nu-și mai dau rând la predică și ne călcăm în picioare, ne așteptăm rândul, când se termină să am și eu ceva timp și te duci 10 km mai încolo și nimeni n-a auzit niciodată Evanghelia. Nimeni nu se preocupă de asta. Organizezi ceva și nimănui nu-i pasă și slujitorilor nu le pasă și tinerilor nu le pasă și nimănui nu-i pasă de nimic. Pentru că vrei să faci ceva, zona de confort, din păcate, e greu să fie părăsită. Puțini oameni găsești disponibili să facă
ceva. Confortul îl concurează astăzi tot mai mult pe Iisus. De ce credeți că sunt multe scaune goale în seara aceasta? Oare de ce? Nu credeți cumva că confortul, credeți că sunt plecați undeva? Confortul. Fie dimineața, fie seara, dacă vine la un singur program, deja e mult. Dacă vine o dată pe lună, deja e mult. Dacă vine la Paște și la Crăciun, deja e mult. Pentru că confortul devine un zeu, ceva care îl concurează pe Iisus Hristos. Și de multe ori ai de ales, Iisus sau confortul. Pavel a fost atât de tranșant când a venit vorba de asta, el știa, eu nu vreau să știu altceva decât pe Iisus și pentru Iisus sunt gata să fac orice. Și nu mai contează nimic, risc orice, sacrific orice, las orice, renunț la orice, dar nu renunț la Iisus. Ori știi ce se întâmplă în generația asta? Primul lucru la care renunțăm este renunțăm la Iisus. Dacă e să renunțăm ceva, renunțăm la biserică, renunțăm la un program, renunțăm la rugăciune, renunțăm la Biblie, renunțăm la orice. E primul lucru la care renunțăm. Și apoi celelalte, e mai greu să renunți. De aceea spun, se creează această tensiune, acest antagonism. Cine sunt concurenții lui Iisus pentru tine în viața ta? Uită-te în viața ta să vezi că Iisus ar trebui să fie pe primul loc în viața ta, ar trebui să fie pe tronul inimii tale și totuși, de stânga, din dreapta, de undeva, se creează o tensiune, o concurență. Cineva vrea să-L dea pe Iisus jos de pe tronul inimii tale și poate chiar a reușit. Pot fi multe lucruri, banii, munca sau confortul sau distracția, plăcerile, multe lucruri care îl pot concura pe Iisus Hristos. Așa cum încet, încet, sărbătoarea aceasta, observăm cum lui Iisus îi se face concurență. Și deja oamenii nu mai știu ce sărbătoresc, sărbătoresc Crăciunul, care e cu totul altceva, sunt alte legende, alte lucruri, uită despre Iisus Hristos, lucruri care n-au nimic comun cu Iisus Hristos. Pentru că această luptă se dă, este continuă. Și diavolul nu se lasă până când Iisus nu este eliminat, nu este scos de acolo. Așa cum Iisus în Betleem n-a putut veni, 2 ani de zile a stat în Egipt Iisus, n-a putut să vină acolo. După ce a murit Irod, era fiul lui, și ăsta mai rău, că și el la rândul lui nu era mai bun ca taică-su. Și același lucru s-a întâmplat, Iisus n-a putut veni în Iudeea și a trebuit să crească la Nazaret, în Galileea. Și mult mai târziu avea să vină în Iudeea. Pentru că totdeauna s-a creat această concurență lui Iisus, acest război împotriva lui Iisus. Acum suntem înaintea lui Dumnezeu, suntem la acest sfârșit de an, suntem la această sărbătoare și dincolo de sărbătoare, de cântări, de bucurie, dincolo de ceea ce se întâmplă, puneți întrebarea, ce îl concurează pe Iisus în viața ta? Ne putem da seama foarte simplu și mai ales la sărbători, atât de ușor putem vedea care sunt concurenții lui Iisus. Masa, cadourile, orice, numai Iisus nu. Oamenii au timp pentru orice, oamenii astăzi au bani pentru orice, mai puțin pentru Iisus. Orice, numai Iisus nu. Nu vi se pare ciudat că e o sărbătoare totuși, vorbim despre Dumnezeu, vorbim despre Iisus și familii de creștini nu au timp să vină la biserică de sărbătoare în care îl sărbătorești pe Iisus, dar îl sărbătorești acasă cu mese încărcate, cu brazi, cu luminițe și cu au timp de orice, fac orice, mai puțin Iisus. Orice altceva, mai puțin Iisus. De fapt, acel orice altceva nu e altceva decât competiția care se creează lui Iisus. Și încet, 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 Iisus este afară. Este în afara inimii, este în afara vieții, este în afara familiei, chiar și în afara bisericii. Ce îl concurează pe Iisus în viața ta?
Gândește-te astăzi, la sărbătoarea aceasta, gândește-te că diavolul se luptă mereu pentru că nu este deloc încântat de ideea că Iisus a venit ca rege, ca El să domnească, El să fie rege, El să aibă locul întâi, El n-a suportat niciodată ideea asta, de aceea vrea cu orice preț să-L detroneze pe Iisus. A încercat lucrul acesta în cer, nu i-a mers. A încercat de-a lungul istoriei, nu i-a mers, dar lupta continuă și noi suntem în acest război spiritual care de fapt este în esență acesta. Iisus este rege, iar diavolul ar vrea să-L detroneze pe Iisus ca rege. Și se dă această luptă continuă și el continuă și în inima ta, în viața ta. Iisus Hristos ca rege, Iisus Hristos ca Dumnezeu nu intră cu forța, nu intră cu bocanci în viața ta. El stă la ușă și bate. El așteaptă ca tu să-i deschizi ușa. El așteaptă ca tu să îți deschizi inima. El așteaptă ca tu să-ți deschizi ochii, să vezi că Iisus nu-i înăuntru, Iisus e afară. El așteaptă ca tu să-ți deschizi urechea, să auzi cuvântul lui, că El te invită și El vrea să intre în viața ta. Și pentru inima ta se dă o bătălie, pentru viața ta se dă o bătălie. Și este acest război care are loc în fiecare zi și în aceste zile are loc acest război. Și întrebarea este cine va birui? Iisus sau? Pentru unii Iisus sau Crăciunul, Iisus sau banii, Iisus sau munca, Iisus sau distracția, Iisus sau confortul, Iisus sau cariera, Iisus sau... Cine sau ce îl concurează pe Iisus în viața ta? Dumnezeu să aibă milă de noi, Dumnezeu să ne ajute să deschidem ochii și să ne deschidem inima, ca în inima noastră Iisus să fie Domn. Iisus să fie pe tronul inimii noastre. Iisus să fie Domn, El pentru asta s-a născut, ca să fie împărat. Și nașterea, El nu s-a născut ca noi să avem sărbători. El nu s-a născut ca noi să avem mese încărcate, noi să avem colinde, noi să avem... El s-a născut ca să fie împărat. Și dacă nu este împărat în viața ta, oricât de frumoase ar fi aceste sărbători, nu au nicio valoare, n-au niciun farmec, n-au niciun preț. Dacă Iisus nu este pe tronul inimii tale, nu mai contează nimic altceva. De aceea nu te amăgi, nu te înșela cu farmecul sărbătorii, cu frumusețea sărbătorii, cu încântarea sărbătorii, ci astăzi întreabă-te dacă Iisus este pe tronul inimii tale, dacă El este în viața ta, dacă este Domnul tău, dacă este Mântuitorul tău, pentru că El s-a născut ca Salvator, ca Mântuitor, să ne ierte de păcatele noastre, să ne amintească de faptul că noi suntem păcătoși, nu suntem suficienți de buni, dar trebuie să fim mântuiți, trebuie să fim salvați, trebuie să fim răscumpărați. De aceea în seara aceasta Dumnezeu stă la ușa inimii noastre și bate. Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Astăzi el vrea să stea la masă cu tine. Nu contează cât de încărcată e masa ta acasă. Nu contează ce meniu ai pregătit. Dacă Iisus nu este la masa ta, dacă n-ai părtășie, n-ai o relație personală cu Iisus, n-are nicio valoare masa încărcată. Oricât de împodobită, oricât de curată, oricât de frumoasă, oricât de mare ar fi casa ta, dacă în casa ta nu este Iisus, n-are nicio valoare. Oricât de plăcută ar fi viața ta, oricât de frumoasă ar fi viața ta, încărcată cu activități, cu tot ce vrei tu, cu fericire, dacă nu l-ai pe Iisus, este o viață pierdută, fără farmec. De aceea, în seara aceasta, gândește-te bine dacă l-ai pe Iisus în viața ta. Și nu uita că cineva sau ceva îl concurează pe Iisus, cineva vrea să ia locul lui Iisus. Astăzi deschideți inima ca Iisus să intre în ea și Iisus să fie rege, Iisus să fie Domn. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, ne rugăm Domnului Dumnezeu să aibă milă, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ceea ce m-am bucurat și vreau să ne rugăm în această seară, ca niciodată în satele în care am predicat Evanghelia, în care am fost, peste tot sălile au fost arhipline, case de cultură, totul a fost arhiplin, oamenii au venit, au ascultat mesajul Evangheliei, cântările, au ascultat predicarea Evangheliei.
Ne rugăm ca acest cuvânt să rămână, să răsune în inima lor, să continue Dumnezeu să bată la ușa inimii lor. Am fost și în Ucraina, și în România, și Dumnezeu lucrează. E un timp în care noi toți, dincolo de orice sărbătoare și dincolo de orice confort și orice bucurie, trebuie să ne gândim la faptul că Iisus Hristos este gata să revină. Iar noi avem datoria să predicăm Evanghelia, să spunem altora, să mergem. Știu că este greu, Biblia spune, duceți-vă până la marginile pământului, nu pune limite, nu există limite în predicarea Evangheliei, doar aici sau doar acolo. Oriunde suntem chemați să ducem Evanghelia, să ducem sărbătoarea asta și ca și biserică facem totul, folosim orice mijloc pentru a duce Evanghelia aceasta până la marginile pământului. Și vrem să ne rugăm Dumnezeu să lucreze în viața celor care ascultă Evanghelia. Dacă în seara aceasta este aici printre noi un suflet care vrea să-și deschidă inima, viața lui Domnul Iisus Hristos, poate să o facă ridicând o mână, să ne rugăm pentru el, vrem să ne rugăm pentru bolnavi, dar cea mai mare boală este păcatul. Vrem să ne rugăm pentru mântuirea oamenilor. Iisus a venit ca salvator. Dacă este cineva, poate să ridice o mână, să ne rugăm Domnului, Dumnezeu să aibă milă, Dumnezeu să lucreze, Dumnezeu să vindece. Este o mână ridicată, Domnul să se atingă de tine, Domnul să dea mântuirea. Iisus a venit ca mântuitor. Și El astăzi mântuiește, El astăzi iartă păcatele. El n-a venit doar să îi se cânte, El a venit pentru că noi avem nevoie de El. Dincolo de frumusețea sărbătorii, noi avem nevoie de Dumnezeu, avem nevoie de El. Dacă mai este cineva, poate să îndrăznească. Domnul este aici ca să mântuiască, să ierte. Haideți cu toți să ne rugăm, ne rugăm pentru cauze, dar mai ales ne rugăm cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta să pătrundă orice inimă și Dumnezeu să aducă mântuirea celor nemântuiți. Amin.